Da, atunci când lucrez și s-o obosit, mă gândesc, dar când să mă opresc și eu o zi? Și când îmi iau ziua, iar așa lupta asta. Și în 2011 vreau să spun că mi-a dat Domnul răspunsul într-un mod așa miraculos, în versuri. Eu stăteam, și acum stau cu Domnul în fiecare dimineață, studiez, mă rog, și în dimineața aceea m-am sculat mai dimineață ca de obicei. Nu știu, s-a fost 4-5 dimineața. Și zic, nu, Doamne, eu la 6 timpul meu cu tine, vreau să mai dorm. Dar m-am culcat cu o întrebare, de ce nu avem puterea asta suficientă noi ca să mergem înainte? Și ce înseamnă versul? Versul foarte clar, multe, multe, cu rimă foarte bună, zic, Doamne, când mă scol, le scriu. Și mă întorc pe partea ta, nu pot să dorm, mai tare mă să vorbesc, vin mai mult, mai mult, zic, hai, pot cu să le scriu la bucătărie, am luat creion și un pix, adică șovoi, și mă întorc eu și am să scriu. Deci n-a fost, ca să vă spun, efortul meu absolut deloc. M-am trezit și ce vine, ce vreau să scriu, repede, 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 și nu m-am mai tocat, i-am înțeles Domnul și am continuat. Așa că vreau să încep cu această poezie, uite, în 2011, e, dar cred că e actuală și azi. De ce nu am putere? Asta e titlul ei. Mă macină o întrebare pe care mulți creștini și-o pun, dar n-am răspuns la ea și nimeni nu poate să ia din drum. De ce nu am putere în lume de a trăi Cuvântul Sfânt? De ce la predică sunt bun eu, dar la trăire la pământ? De ce vorbesc ușor cu alții, dar foarte greu cu Dumnezeu? De ce mă plictisesc cu frații și se mă rog, mi-e foarte greu? De ce sunt prins de valul lumii, de pofte, modă de confort? De ce mi-e deosebire nici la vorbire, nici la port? Să-i duc glas, blând și subțire, e dimineața, vreau să dorm, e glasul Domnului acesta, e o nălucă, e un om, și parcă cum, și parcă curg acum versuri, vai ce frumos se împletesc, dar conținutul mă frapează, este cuvântul mesiesc. Este răspuns la întrebarea pe care mulți ar deși pun. De ce nu am putere oare? Să fiu atent, răspunsul e bun. Putere? Bună întrebare. Ascultă, vreau să-ți răspund. Te mai cunoaște pe mine, eu nu-s departe, nu mă ascund. Puterea mea e o magie primită de religios, ce relație cu mine și Fiul meu, Iisus Hristos. Puterea nu e nici avere și nici lume pe pământ, puterea este părtășie cu Cel ce este veșnic sfânt. Puterea nu e doar cunoștință care te face acum de un fapt, puterea e viața prin credință, puterea e pentru ce-a predat. De vrei puterea fără mine, nu are rost, nu căuta. Deconectat de sursa vieții, tu doar te vei întuneca. Așa că ascult acum sfârșitul discursului ce am început. Iisus e cale către mine și Duhul Sfânt, putere, scut. Amin, am spus atunci Iisuse, fii Domnul meu pe acest pământ, iartă păcatele nespuse și umple-mă cu Duhul Sfânt. Atunci puterea ta cea mare va fi în mine neîncetat și voi trăi cuvântul vieții, prin Duhul Sfânt ce mi-l-ai dat. Amin. Acum am spus că parcă pendulăm între aceste două. Vrem să facem mai mult, dar ne suntem de multe ori obosiți. Și de multe ori nu ne simțim destoinici. Parcă trebuie să facem ca să atingem această destoinicie. Și chiar spunea cineva, ce tare mi-e frică de ziua aceea când am să stau în față. Domnule, nu cumva să zică, luați-mă, când mă cunosc. Și parcă lupți, așa, vrei să faci mai mult ca în ziua aceea să zică, bine, rog, bun și credincios. Și ne gândim din multe ori că prin strădaniile noastre a să atingem punctul ăsta. Când vedem clar din Biblie, de unde vedem destoinicia. Da? Și la Romani 12 cu 3 spune parcă așa. Romani 12 cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât să vorbim. Și să ai o simție compătare despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care i-a părăsit Dumnezeu fiecare. Unii se văd atât de puternici și mari și destoinici. Ei așa zic, dacă n-aș fi fost în biserica asta, nu știu ce-ar face fără mine. Alții invers, se văd din nimic, nu se văd de jos, se văd de slab. Ceea ce spune Pavel, fiecare dintre voi să nu aibă o părere mai înaltă, dar să ai simție compătare. Deci dacă mergi într-o extremă și crezi că tu ești
schimbat. Da, ești unic, adevărat, toți suntem unici. Dar nu ești neschimbat. Dacă te gândești cumva că dacă mor eu, mai ești biserica, prea Dumnezeu te vezi. Prea nu mai te vezi. Da? Dacă te gândești că tu nu ești nimic și nimic, e alt extrem. Pavel vorbește despre sfinții cumpătate. Și de ce spune așa? Fiindcă la 2 Corinteni 3, 5, 6, tot el se explică, nu că noi înșine, da, sau că noi înșine suntem în stare să gândim ceva, că venim de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu, pe care ne-a făcut în stare să fim slujitori ca un legământ nou, nu a slăbit al Duhului, căci slăbă omoară, dar Duhul de viață. Destoinicia noastră vine din potrivă de la Dumnezeu. Deci, vedeți, atunci când simți că faci prea puțin, dar totuși ești obosit, și vrei să faci mai mult ca să mulțumești pe Dumnezeu, tău să fii mai destoinic, dă-ți seama că nu vine destoinicie din acțiunile pe care le faci tu, mai multe sau mai puțin. Destoinicia ta vine direct de la Dumnezeu. Și în altă parte spun la Efeseni 2 cu 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost sediți în Hristos Iisus pentru faptele bune care pe care le-a pregătit El sau Dumnezeu dinainte ca să umblăm în El. Sunt niște fapte în care trebuie să umblăm. Nu trebuie să adăugăm ceva noi, să gândim ceva noi, care vin de la noi, ca să ne simțim destoinici. Dumnezeu deja a pregătit faptele în care eu trebuie să umblu. Și dacă umblu în faptele care le-a pregătit El, dacă au zis pe de Duhul Sfânt și de Spor, gata, eu am acea destoinicie, acel echilibru frumos. Satan în permanent să străduie să ne împingă, fie că într-o extremă, fie că în alta, în toate domeniile. În toate domeniile. Și dacă reușește, gata, ne-a câștigat. Cum spunea cineva, biserica nu-i cerc, dar nici cimitir. Deci, din nou, două extreme, vedeți? Cerc, să strigăm, să țipăm până nu mai știm de noi, că Domnul Duhul Veselii ne zbate pe jos. Dar ce-i cer biserica? Dar nici cimitir, nu se împică, e păcat. Eu am fost într-o biserică și am avut un seminar. Și eu mai spun glumi din când în când. Și mă râdeau frații. Și când am terminat, îi întreb impresie. Cum v-a plăcut seminarul, frate, să adică? Tare mi-a plăcut, foarte bine spus, dar un lucru nu mi-a plăcut care să nu mai repeți. Vă terminat. De ce am făcut, Doamne? Și spune, prea mult aia, să nu mai repeți. În adunare nu se râde. Vedeți o altă extremă. În adunare nu se râde sau în adunare se râde până caz jos. Biblia spune clar, bucurați-vă cu cei ce se bucură. E o veste bună, râzi, bucură-te. Plângeți cu cei ce plâng, e o veste rea, plângi, lasă ca pe lacrimi. Asta e o legătură, relație naturală, sănătoasă. Amin? Altele. Și acum poți fi orice domeniu. În toate Satan ne împinge în extrem. Acum, cum am spus despre destoinicii, pe unii ne împinge într-o extremă să ne vedem foarte importanți. Cei mai importanți. Poate în altă extremă, noi nu suntem nimeni. Mi-a plăcut ce a spus Richard Wolbrand o dată. Într-o mântuire, spune că în trupul nostru sunt mai multe membre, ca și în trupul lui Hristos sunt mai multe tare. Și mulți din trupul lui Hristos se consideră mai inferiori, mai nefolos, așa. Și chiar mă gândeam și eu, că bine a spus. El întreabă, care organ în trupul vostru, voi credeți că e în plus? Și sunteți gata acum să renunțați la ea. E chiar gândiți-vă la aplicare. Poți, scanați-vă trupul din creștul capului până în jos la picioare. Care organ credeți că e plus? Am două urechi, poți stai una? Care e organ? Eu știu, am prea mult păr când piepții și vezi că rămâne acolo cu un punct de piepții, dar că spui și șampon să mai schimb, să-mi țin părul ăla pe capul. Dar sunt multe fire când cade și părul mi se-mi țin plus, nu? Coborăm mai jos, nu știu ce să mai dăm. Gâtul am 2 minute, să faci și fără una. Nu, Doamne, ferește. E, dar, deci de am 20 și jos mai am, da? Și la picioare, am multe degete. Cine vrea să scape din degete? Oricare îl fie. Asta că nimic nu mă, asta nu toate vreau să rămân. Vedeți? Și a ajuns fratele Richard să spune că poate vă gândiți la unghii. E, dar, uite, unghia nu e importantă. Păi el spune, da, dacă te piși în țară, cu ce te scarpi?
Deci, o să spun chiar la cei care mă simțesc cel mai prost, poate... Eu sunt femeie, eu sunt vârstă, eu nu pot fi folosit. Poate ești acea lume care din când în când mă folosește într-o pelea, un scărpinat, m-a spus un șteap la altceva. Da? Acum, cu părere de rău, nu să zic așa prea mulți de extrema de jos, mai mulți, că sunt acea de sus, eu scap. De-aia sunt foarte multe dizbinări, sunt foarte multe biserici rupte, fiindcă toți vor să fie, toți vor să fie lideri, toți vor să fie, să fie mari. N-au înțeles ce a spus Iisus în Ion 13. Căci orice este mare, conducătorul, cine e omul care? Acela care îi slujește pe toți. Și când spui că eu sunt păstor la o biserică de 1000 de membri, tu ai să fac picioare la 1000 de oameni. Da? La 4-6, cum îți vezi, mai puțin. Da? Acum, când tinzi să fii cât mai sus posibil, fii atent, dacă te ridici singur, trebuie să te ții singur. Spune că Dumnezeu pregătește faptele. Deci Dumnezeu te pune într-un punct în care El îți știe puterile și acum te ține. Că te mai întărești, te mai echipează, mai treci sesiuni, mai treci, mai înveți cărți, mai vezi la alții. Te vede de stoinic, te ridică un pic mai sus, un pic mai sus. Și cu cât ești mai sus, așa vorbind, mai mult ai de slujit. De acord sau nu? Care v-ați ridicat pe treaba asta, vedeți? Te-ai pocăit la început, erai aici și faptul că eu știu, cântare sau ce vreți să vrea din mare slujere. Doamne, te-am slujit că am cântat sau că am stat la uși sau așa. Și după încet, 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 încet te-ai ridicat. Acum nu vreau să spun cântatul unui slujere. Că e slujere. Dar vă spun, în măsura în care te lași modelat și transformat, Dumnezeu mai credințează și așa de la creier. Și istoricia noastră, asta vreau să înțelegem în acest lucru. Absolut toată, vine din Hristos, din Dumnezeu, El o dă. Partea mea e doar să rămân conectat la El și pas cu pas să fac doar ceea ce El îmi spune. Vă mai dau și încă o ilustrație. Doamne, timp, știți că și-a dubesit. La știi ceva din trânsuși fratele de la Ioan 15. Cât e de important să rămânem conectați la sus, cum a fost spus și în poezii, la Ioan 5:4-5 spune așa, rămâneți în mine și eu vă rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt viața, voi mlădiții. Cine rămâne în mine și în cine rămâne, eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Observați cât e de importantă conexiunea noastră cu Dumnezeu? Foarte importantă. Mlădița nu trebuie să gândească, să stoarcă, să strezeze cum are să facă rog mai bun, mai mult. Partea ei să rămână în viță. Dar partea viței ca să transmită această sieră prin mlădiță și să rădească. Dacă se pare o mlădiță de viță, cât de smântoasă mai fi, în orice etapă mai grea, și o pui tu în apă cu zahăr, ce mai vrei acolo, a să-ți dea struguri vreodată, a să ajungă la floare, dacă o ții în mine. Dar nici când struguri tu și copți, de ce? Păi ruptă de viță. Un creștin rupt de cuvânt mai de rod, nu. Poate mai ține frunza verde, mai dă câte o floare amărâtă, dar niciodată nu-ți dea un strugur dulce, de ce? Păi rupt de cuvânt. Și acum, eu văd de la mine personal, stau în cuvânt, în rugăciune, în împărtășire cu Dumnezeu. Mai multă roadă în mine, cu cât mai puțin roadă. Când îți prins de foarte multe activitate și n-am când să mă opresc, să mai stau cu pixul meu, să mă analizez, să mai citesc, să mai studiez, apoi văd că încep să crească oameni. Nu mai este așa dulce. Deci undeva s-a rupt acea conexiune frumoasă. Vă dau o ilustrație. Să spune că atunci când au apărut becurile electrice, mai întâi au fost pus în mașini mari. Mai târziu la sale. Și un prieten de la țară, de la sat, vine la prietenul meu de la oraș. Vine în casa lui. Și în minunia asta nu mai avea lampă, așa. Apăsa un buton și era lumină în casă. Și până acum mai puternic ca lampa lui sau lumânarea lui sau carnele lui de acasă. Dar și asta, prietenii, de unde? Și asta e rămurește. Uite, asta e bec, asta e inovație, asta e capră, asta e așa, asta e întrerupător. Și cum le-ai
cum mie este tot pe casă, fix ca la băiatul de la oraș. Și așteaptă să-i vină familie, stea de surprize, surprize. Vin acasă copiii, soție, soție, căuta lampa, chibritele, s-a prins, zic, stai, soție, mi-a zis minunii, nu m-a stăzat mai întâi niciodată. Întuneric, stau copiii, mă, întuneric. Stă soția, numai ochii, strălucesc la geam. Acum, atenție! Și pleacă la, la interrupător, prietenul nostru, și apasă, nu se întâmplă nimic. Încă o dată, sus, jos, sus, jos, nu se întâmplă nimic interrupător. Supărat, dezamăgit, să face la oraș, mai mergit. De ce nu mergit? La tine mergi, la tine nu, am cumpărat tot ce mi-ai spus, dar la tine nu lumină ca la tine. Ia ca nică ce-am făcut, am chemat soția, copiii, dar nu merge. Dar întreabă, dar la voi în sat este generator, care e sus, de unde? Dar ce e asta, generator? Da? Generator de lumină, nu-i? Dar cabluri sunt. Deci, atenție, toate cablurile, becurile, astea sunt forme. Dar dacă nu e Hristos în mijloc, nicio formă nu dă rezultat. Ne avem adică, avem fuste lungi, nu portăm pe bijuterii, ne facem așa, 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 forme și așa. Sau ai nu știu ce acolo lampă. Dacă nu-i sursa, ai să o liniezi vreodată? Niciodată. Îl conectează de strâns la Dumnezeu, la Hristos prin cuvânt. Și atunci nu face neapărat becul ca să-ți dea lumină. El dă doar ceea ce primește. Așa e vorba. Nu trebuie să faci tu o mare efort ca să dai ceva. Tu dai doar ceea ce primești. Dar dacă tu nu primești nimic, de unde vrei să dai? O, oh, cât de tare aș vrea să primești și eu la tine. Cum? Îmi fac notițe, scrie, dacă nu ești, nu se primește. De ce? De unde vrei să te scris? Deci poți să pregătești, dar chiar dacă ai să reușești să fii bun orator, n-a să fie transformare în ascultător, fiindcă nu vine din Duhul Domnului. De-aia e foarte important că să fim strâns, conectați la sursă. Eu când m-am pocăit, mulțumesc Domnului foarte repede am dat de institut. Istoratorul era biserica la care mergeam și acolo era Mirul Șărcă și asta fac de Vasile Felat. Și eu, primul an după pocăință, eu mă simțeam dator la Dumnezeu. Doamne, m-ai salvat din păcat, eu fac tot pentru tine. Și mă șmăs la adunare chiar din primele zile. Am auzit că este nevoie un cor care ar face să scrie, erau două coruri de Istoratorul, zic, nu pot scrie. În cor, m-au măsurat de acolo, ești el un punct, cântam în cor. Fratele Vitale m-a dat anunță că e nevoie de un șier care să întâlnească. Mi-a zis, eu vreau un șier. Așa un șier, gata, așa un șier, așa un șier. După asta, e nevoie de mers la spital. Cine poate să cânte la chitară, să-mi bat asta pe jur, eu pot să-mi bat pe jur și să cânt la chitară. Mergi la spital. Am intrat în grup, eu aș vrea cu Nicolae Seri, tabere de vară, tabere de iarnă, în parcul central, făceam lecții biblice. Doi țineau tablă, fixul în lume, chiar aștia cea mare. Eu când am leagă la chitară, adunam leagă de public, repede repădeam chitară, ținuam carioca și începeam azi, studiem tatăl nostru, să vedem această păcăciune, tatăl. Unii erau pentru, alții contra, dar nici de la mine. Și m-am pomenit eu, cu vreo 7 slujuri, zine, pe adunare, pau repeține de cor, pacu și ele, pacu nu știu ce. Când eram în cor, nu eram la ușă, așteptam de partele la ușă, că eu sunt cor, azi nu pot. Când eram la ușă, nu eram în cor, zic, am de oară de biserică pe mine să țină. Așa de istorie mă gândeam. Până când am mers la institut și a fost momentul când am învățat darul spirituale, care nu l-ați făcut, dar cred că acel lucru l-ați făcut, da? Și după ce l-am văzut, am văzut că nu sunt eu persoana în jurul care să împătește pământul. Să descoper că lumea și pe mine. Și m-am focalizat în chemare care mi-a dat Dumnezeu. Și am mult mai multe rezultate. Nu spun că nu mai vizitez la spital, mi-am mers, dar ocazional. Nu spun că nu mai fiu scând în parc, o fac, dar ocazional. Dacă am mult de viață, fac ceea ce m-a întrebat Dumnezeu. Și înțeleg foarte clar că destoinicia nu vine de la mine, din sforțările mele. Eu sunt om. Vine doar de la Dumnezeu. Și din măsura în care eu aleg să ascult El. Punct. Ascult de cuvântul Lui. Nu vreau să mai țin prea mult, deja vremea e pe sfârșit. La aplicare vreau ca să ne gândim fiecare care e chemarea noastră și în care extremă suntem. Dacă suntem mai în echilibrație, foarte bine, cum spune acolo la Romani,
și să te lași folosit la maxim El. Și să ai această bucurie care vine de la cine va cum să am. Prin ce prin cuvânt, prin rugăciune, din partea și a lui El. Să demonstrezi între noi oameni acțiune, așa sunt eu. Eu dacă nu fac ceva, nu mă simt bine. Eu fac ceva, mă gând altceva și îmi vreau o trecere repede, să fac să reușesc mult. Da? Acum noi suntem diferiți. Dar cui s-a dat mult, îi se cere mult, cui puțin, îi se cere puțin. Faceți fiecare în dreptul vostru ceea ce Dumnezeu v-a chemat. Și o să vedeți această destrănicie și această bucurie, care nu vine la oameni. Oamenii puțin mulțumiști. Ei sunt foarte diferiți. Unii spun că e prea trist în biserică la noi. Dar spun în aceeași biserică că e prea vesel, o leagă mai sigur și trebuie să fie. Care să mă spuneți? Cum să păstorești biserică? Să mai adaugi o leagă că e ce mai vesele sau mai triste? Nu. Lasă-te că lăsă de totul și fii un om biblic sănătos. Și lasă-te toți după Biblie, nu tu după o anumită diferiți. Și să nu uităm că destornicia noastră vine din El. Și la Roman, capitolul 11, 36, spune din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slavă.